4 buzoieni vaccinați fictiv împotriva COVID-19 au fost treziți din somn demascați în această dimineață. Descindere asemănătoare au fost făcute și în județele Giurgiu și Ilfov. Este vorba despre un dosar deschis de procurorii și polițiștii buzoieni în ceea ce privește 4 certificate false eliberate pe numele membrilor unei familii din Buzău, soț, soție, noră și fiu. Anchetatorii au descoperit modalitatea prin care s-au obținut certificatele fără ca în realitate cei 4 să se fi vaccinat. În schimbul sumei de 150 de euro de persoană, cei 4 buzoieni s-ar fi vaccinat fictiv într-un cabinet medical din localitatea Vărăști, județul Giurgiu. Activitatea vizează un cabinet medical individual, printre persoanele implicate fiind și personal medical din cadrul acestei entități. Dosarul penal are la bază săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și uz de fals. Polițiștii vor pune în executare 8 mandate de aducere, persoanele cercetate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri. După percheziții, 8 persoane au fost duse la audieri. Este vorba despre cei 4 membri ai familiei din Buzău, dar și personalul medical implicat în eliberarea certificatelor false de vaccinare. La acțiune au participat luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale Buzău.